În prezent, Horațiu este organizatorul raliului Clujului, iar Laura fondatora Woman Rally. Pilotul a dezvăluit că pasiunea pentru mașini l-a costat până acum o avere peste 1 milion de euro. Nu cred că se pot măsura, dar undeva la 4 case, adică cam 1 milion și ceva de euro s-au dus pe cursele mele. Avem în plan niște construcții pe care plănuim să le vindem ca să avem buget pentru copii, ca să mergem mai departe cu visul nostru. Nici Laura, soția lui Horațiu, nu este străină de motorsport. După cum știi, am practicat și eu kartingul în copilărie și sunt foarte încântată de faptul că băieții noștri duc pasiunea mai departe. De 3 ani, Laura este fondator al Woman Rally, proiect prin care își propune să încurajeze femeile în a avea mai multă încredere la volanul propriilor mașini. Ea și Horațiu sunt medici stomatologi și sunt împreună de peste 20 de ani. I-a unit iubirea pentru medicină și adrenalină. Practic ne-am găsit noi doi nebuni ca să facem doi copii și mai nebuni și numărăm cupele și ne punem niște targeturi pe care sperăm sau visăm ca să ne le îndeplinim. Cum era de așteptat, cei doi băieți ai familiei au moștenit microbul și practică kartingul la nivel internațional. Vlad, cel mic, în vârstă de 9 ani, a cerut să facă karting după ce și-a văzut fratele mai mare practicând acest sport. Zicea, și eu vreau ca și Luca. Și s-a pus în kart și a mers foarte tare pentru 4 ani. Am fost foarte fericit și știam că vom face împreună karting de performanță. Pentru că sunt bun în acest sport, băieții merg foarte des în străinătate unde participă la etape mondiale. De altfel, viața lor se împarte între Cluj și Italia, acolo unde se și antrenează. Anul trecut, în februarie, am fost în pole position la VSK, o cursă mondială. Ce senzație îți dă? Am avut foarte multe emoții când am plecat de pe 1 în majoritatea curselor.